după ce și-a dezvoltat propriul regim și s-a transformat total în doar 3 luni. Este povestea unui clujean care, dintr-un copil obez, a devenit campion la concursuri de fitness și culturism. De obicei mă antrenez 5-6 ori pe săptămână, care include antrenament cu greutăți și cardio la sfârșit. Florin n-a arătat mereu ca Iron Man. Când aveam undeva la 11 ani, aveam peste 80 de kilograme. Da, aveam complexe, făceau caterincă pe greutatea mea și asta m-a și motivat să slăbesc. Băiatul pe atunci obez a vrut să fie alt om, ca să fie sigur că nu dă creș și a fixat un țel aproape imposibil. Am zis că vreau să merg la Cupa Federației și în 3 luni de zile m-am pregătit, am avut ambiții, am ținut diet, am făcut cardio. Cu o voință de fier, în doar 3 luni a reușit să facă ce alții nu izbutesc în 10. A devenit campion la fitness. Cum ai reușit? Secretul e să ai ambiție, să-ți placă ceea ce faci și să ții diete și să tragi tare la sală. Tânărul este acum unul dintre cei mai buni instructori de fitness din Cluj-Napoca. Antrenez de 5 ani, inclusiv mediul online. Pentru că a găsit varianta ideală de a arăta bine într-un timp scurt, Florina a dezvoltat un program care îi ajută și pe alții să slăbească. În cazul lui Alex, de exemplu, face minuni. Chiar mă bucur că am dat foarte multe kilograme jos. În jur de 5 kg, într-o lună și un pic. Este un circuit foarte bine construit și, bineînțeles, cea mai importantă este dieta care ți-o ții. Potrivit unui studiu recent, 55% dintre români sunt supraponderali. Comparativ cu alte popoare, stăm bine. România